Salut! În continuare, voi prezenta un nou model de pompă de la ProGarden, care poate fi alimentată cu panouri solare, dar și cu baterii. Este o pompă de suprafață pentru apă curată, capabilă să pompeze până la 3200 de litri de apă pe oră și să ridice până la înălțimea de 35 de metri. Este prevăzută cu invertor propriu, care pe lângă alimentarea, monitorizarea și protejarea pompei, permite și încărcarea unui banc de baterii pentru a folosi pompa în absența soarelui. Setul de livrare conține pompa, 2 senzori de nivel, manual cu instrucțiuni, 2 cabluri pentru conectarea panourilor solare, un kit pentru prelungirea cablului de alimentare, invertorul și o rolă cu bandă de etanșare. Pompa este construită din materiale de calitate, are motor brushless de curent continuu cu magneți permanenți, iar bobinajul este realizat integral din cupru. Racordurile pentru apă sunt de un sol. Corpul pompei este din inox, iar motorul este vopsit în câmp electrostatic. Pompa este construită pentru regim de funcționare continuu. Invertorul are în interior un comutator cu 3 poziții, solar, oprit sau baterii. Puterea pompei este ajustabilă, fără trepte, între 30 și 100% din capacitate. Timpul de repornire, după ce a detectat lipsa apei, este reglabil între 0 și 30 de minute. În partea de jos a invertorului sunt conectorii pentru instalația electrică. De la stânga la dreapta avem conectorii pentru panourile solare, bateriile de 48V, motorul pompei și senzorii de nivel. În partea de sus sunt LED-urile indicatoare ale stării de funcționare. Avertisment. Panourile fotovoltaice produc curent electric cu tensiune ridicată, existând un real pericol de electrocutare. Acest video nu este un tutorial, iar conectarea panourilor trebuie făcută doar de personal calificat. Conectarea cablurilor pentru panourile solare. Prima dată se conectează cablurile de la invertor, iar la final vom conecta și panourile. Chiar dacă este contraintuitiv, cablurile furnizate în setul de livrare se vor conecta invers. Mai exact, cablul cu conectorul marcat cu plus se va lega la șurubul cu marcajul minus. Mufele pentru panouri sunt de tip mamă și tată, iar legarea este în serie, astfel că un conector cu plus se va conecta întotdeauna cu unul marcat cu minus. Invertorul se închide etanș, capacul fiind prevăzut cu garnitură din silicon moale și cleme de închidere. Carcasa este fabricată din aluminiu, iar pe spate este prevăzută cu lamele pentru răcire. În setul de livrare sunt incluse 4 agățători cu șuruburi pentru montaj. Motorul este alimentat cu 3 fire, numerotate cu 1, 2 și 3. Conectarea este foarte simplă. Se leagă pur și simplu fiecare fir la șurubul cu același număr. Pompa este prevăzută cu mai multe sisteme de protecție, unul dintre ele fiind reprezentat de cei 2 senzori de nivel. Senzorul conectat la TH oprește pompa la umplerea unui rezervor de stocare, iar cel conectat la WH oprește pompa dacă rămâne fără apă. Repornirea poate fi imediată sau întârziată cu un interval de așteptare, reglabil din invertor până la 30 de minute. Cablul senzorilor de nivel poate să fie prelungit până la maxim 200 de metri. Pentru a funcționa în parametri, pompa se leagă la un ansamblu format din unul sau mai multe panouri solare, care împreună trebuie să furnizeze minim 650 de W, iar tensiunea la mersul în gol să nu depășească 100 de V. În acest test am legat pompa la 2 panouri solare de 460 de W cu tensiunea la mers în gol de 50 de V fiecare. Panourile sunt seriate, având împreună 920 de W și tensiunea la mers în gol de 100 de V. Panourile, sistemele de susținere al acestora și bateriile nu sunt incluse în setul de livrare. Am montat invertorul lângă panouri și am instalat pompa folosind un butoi de 200 de litri de apă. Senzorul pentru lipsa apei se montează cu 10 cm mai sus decât sorbul pompei. Am montat un robinet și un manometru la capătul furtunului pentru a măsura presiunea apei. Panourile folosite în acest test au împreună capacitate de producție de peste 900 de W. Este recomandat ca puterea panourilor să fie cu 30% mai mare decât puterea pompei. În acest caz, puterea minimă trebuie să fie de 650 W. Sistemul fotovoltaic poate să producă mai mult de 650 W, cu condiția ca tensiunea la mers în gol să nu depășească 100 de V. Pentru pornirea pompei se trece comutatorul pe poziția sol sau bat dacă sunt conectate bateriile. Tensiunea produsă de panouri este indicată de voltmetru, iar acest sistem trebuie să se apropie de 100 de volți. Cu producția la 70% din capacitate, presiunea apei depășește 2,5 bari. La detectarea lipsei apei, în acest caz prin scoaterea senzorului de nivel, pompa decelerează, indicând pe panou atât oprirea motorului, cât și motivul. Repornirea poate să fie imediată sau întârziată cu până la 30 de minute.
Prin ajustarea corectă a întârzierii, dar și a puterii pompei, ambele reglabile pentru acest model, se poate corela viteza de pompare cu debitul puțului sau al sursei de apă pentru pompare continuă. Panourile sunt legate în serie, astfel că umbrirea unuia dintre ele poate să afecteze întreg șirul. Am acoperit un panou pentru a simula umbrirea completă a acestuia. Debitul a scăzut, însă pompa continuă să funcționeze în parametrii rezonabili. Presiunea apei indică înălțimea maximă de pompare sau distanța orizontală pe care poate să o parcurgă, fiind necesar aproximativ un bar pentru a ridica vertical la înălțimea de 10 metri sau pentru a împinge orizontal pe distanța de 100 de metri. Pentru a simula umplerea rezervorului de stocare, am scufundat senzorul în apă. Se aprinde LED-ul roșu, tank F, care indică umplerea, iar pompa își reduce turația până la oprirea completă. Pompele solare au o varietate mare de utilizări, înlocuind cu succes alte pompe. Pot fi folosite pentru irigație în microferme, pentru oxigenarea fermelor piscicole sau pentru diverse alte alimentări cu apă. Invertorul pompei asigură pornirea și oprirea lentă, eliminând complet șocurile hidraulice, dar și vârfurile de putere din instalația electrică, fapt ce reduce semnificativ uzura întregului ansamblu. Presiunea maximă pe care am măsurat-o la această pompă a fost de 3 bari.